De atâtea ori ai vrut să iei și tu, ca oriși cine, trenul de întors în timp, trenul de dus în timp și vis. De atâtea ori ai vrut să fii ca altădat și altcumva, dar n-ai știut că adevăratul tren e cel de întors din timp în timp prezent, căci cel de dor în altă lume rămâne ades deșertăciune. De atâtea ori. Exidadoro. E tabloul care mi-apare mereu în pragul zorilor, când mă trezesc brusc, lucidă, ca după o cafea tare. Vreau să plec la Exidadoro, să dispar pentru toți ceilalți, să rămân doar a mea. Însă nu pot. Deocamdată. Aerul miroase a iod și a cloroform. În fața ochilor se amestecă umbre cu lumini, romburi, cercuri, pătrate, semicercuri. Tonurile sunt opace, nimic colorat. Deasupra mea se apleacă chipurile unor oameni sau e doar o impresie. Și dincolo de ei, departe, e ușa salonului sau o locomotivă cu faruri. Mă așteaptă. Mă ridic să plec. Vreau. Cine mă reține? De ce îmi sunt imobile brațele? De o zi întreagă mi-am întins trupul pe barele dure ale șinei ferate cu metal de-o parte și alta, metal rece pe care stau să-l încălzesc, mutându-mă din când în când pentru a-l cuprinde tot mai mult. Stau cu fața în sus și privesc cerul. Voi aștepta amurgul, apoi noaptea, dacă va fi cu sau fără stele. Nu-mi este sete, nu-mi este cald, ori frig, ori somn, nu-mi este nimic. Aștept să văd trenul, să-l îmbrățișez cald pe roți cu trupul meu, să-i sărut muchile tăioase, ucigașe cu ochii și privirea mea să o lipesc de fața lui nichelată ca să ajung la Exidadoro. Fără îndoială că vine trenul de întors în trecut, străbate drumul până la mine. Aud lunecarea lui lentă. Aș vrea să mai pot atinge lucrurile, oamenii. Casa fără etaj e cea unde locuise Talaza cândva. Casa părintească
așezată la colț, în intersecție. Mă răscolește. Nu aș fi mai putut trece pe strada casei părintești, atât de plină de umbre și amintiri. Dar asta nu pentru că acolo au murit cei dragi, ci pentru că acolo am murit la rândul-mi, adunând din ploi secătuirea. Poarta închisă raiului. Infernul. Aș fi pășit totuși pe asfaltul care îmi cunoștea pașii, cu sufletul desprins de trup, numai din cauză că acum decorul era altul. Copacii aveau coroana retezată, iar casa, deși părăsită după ce tata și-a legat de gât traversa de doc de pe scară, arurcându-se peste balustradă cu voința de a muri. Și a murit. Nu știu cum, deoarece picioarele îi se sprijineau totuși pe una dintre trepte. Și ea era alta. Mângâi peretele de care a stat resemat o noapte întreagă, așteptând singur în casa aceea pustie să fie descoperit și înmormântat creștinește. Dar el nu știa nimic, nu a bănuit niciodată cât de mult a fost legat de mama. Sunt exact în spatele tatei când închide ușa de la sufragerie. În casă e cald, o căldură ce vine din lucrurile aranjate de mama, o anume față de masă, un anume porțelan, tablourile lui Giono. Absorbită de broterie, mama nu-și ridică fruntea. Oare la ce s-o fi gândind în lungile clipe când împunge cu acul în pânză? La lumina veiosei, mama tace, lucrează liniștită, în vreme ce în ea se agravează constant boala. Celulele adună celule, mii, miliarde. Contrastul mă zdruncină, căci o văd și pe ea, dar și prin ea. Celulele se înmulțesc fără ca durerea să o avertizeze. Nu știe că va fi doborâtă și mutilată pentru câțiva ani de viață în plus. Că va sfârși atât de greu, deși am îngrijit-o și apărat-o de dureri cu morfină. Nu știe. Nu știe. Cu ochii pe dantelă, mama are liniștea ei dintotdeauna. Expresia ochilor e mereu cea a resemnării. Poate că
se gândește la viața ei, la cel pe care l-a iubit și care nu a fost tata, la dorința ei de a face teatru. Fusese o fată frumoasă și plină de talent. Sau îl are în minte pe băiatul ei, împăratul, cum îi se spunea lui Alan, înainte de a fi plecat la 13 ani de acasă pentru a studia vioara. Sau poate se gândește la mine, Alma, fiica ei, la talentul ce s-a dezvăluit doar o singură vară. Și pe care a trebuit apoi să-l înnăbuși. Orice succes se plătește cu un insucces. Și nu puteam amândoi, și eu, și Alan, să aparținem scenei. Destinul ar fi fost prea generos. Mă revăd cum stăteam în fotoliul din dreptul balconului, de unde îl priveam pe Ciono, aflat înaintea pânsei de pe șevalet. Era ultima pictură apus de soare pe ghiol. Clipele treceau alb. Pe fereastră se vedea muntele. Deși al pământului nu le aparținea. Detașarea era a dumnezeirii. Îl priveau cum se profila pe cerul nopții, întunecat și tăcut. Flăcările din crater nu mai ardeau. Lava nu se mai revărsa a moarte. Exact deasupra muntelui, ca un far, luna semilună, cu cele două colțuri întoarse către munte, de parcă l-ar fi îmbrățișat, creia un spectacol straniu și fascinant totodată. Ceas rotunjit de milenii, în care clipele stau și apun, în care omul se pustiește de viață și de vorbe și de imagini, în care suprapune imagini mai bune de vis. Noapte în care nu se mai aude timpul, trupul mi se dezagregă în trupul lui, ce nu mai este nici unde. Dor constant, obositor și rănit, străbătând în mine și dincolo de mine, în orizont. Dialogul meu, soare de o clipă, se poartă de ani
în afara ființei, neființă. Sunt ani de moarte, sunt milenii de moarte, afară fulguirea stelelor s-a oprit pe cer. Voi pune o salcie să plângă deasupra stelele toate. Regina reginelor arde dacă o atingi. Sunetele coboară din spații cerești pe căi mitice, toate mâinile întinse ca să prindă zborul lor către pământ, rămân goale. Numai vioara adună graiul văzduhului, sunetele mișcărilor de astre, tunetele nervoase ale norilor, vorbele cu tainice unghiere de gânduri. Numai tăcerea poate aplauda. Dumnezeu a zis să coboare umbra luminii pe pământ și să-i lumineze pe toți, să se rostogolească magma pe scoarță și roșul să devină verde, în capăt de durere să nu se ucidă nimeni nici când. Omul a răspuns: Je suis la plei et le couteau. Dumnezeu a gândit: bărbatul și femeia. Omul a gândit să înfăurească miracolul durerii din propria mea coastă? Je suis de mon cœur, le vampir. Dumnezeu, prohodul veșniciei. Omul, je suis la victime et le bourreau. Muntele se prăbușește în cer. Cerul se prăbușește în mine. Așa sunt întreagă. Scoarța lui Fuji e pernă de cenușă și praf. Aerul e de lavă și de ocean. Privezorile, beție de senzații. Moartea mea, ai adus în mine emoția. Râd de tine, moarte! Ai fi putut să crezi că voi veni eu să te înșel? Aș fi putut vreodată să cred că vei veni tu să-mi redai aerul? Cenușa exidei e pajiște și verdele este atât de crud încât mă doare. Liniștea se topește în sunete de vioară. Ialan, cântând balada,
Respir puritatea tonurilor. Le împrăștii pe platou și văd cum răsar lalelele. Se leagă în lumea exidei de nici unde. Și în altul cere uneori, nostalgic, mângâierea din craterul stins. Răsună câteva măsuri. Visul etern în veșnicie spală greșelile lumii, lăsându-le să curgă înăuntrul lui fujii. Moarte a mea, vioara în fioară pământul, îmi este dor de talaza. Ultima oară când m-am urcat pe o scenă să cânt a fost după amiaza aceea a sfârșitului de școală. Eu cânt acum, aici. Nu este nimic din ceea ce am studiat cândva. Nu! Aici muzica mea este nelumească. E pentru cer și Fujiyama. Pentru lava pe care n-o văd, dar care există în mine. Glasul meu intră în glasul exidei Toro. Giono a pictat în ochii mei lacrima morții lui. Lava se târăște către mine, roșie, fierbinte, în apuri uriași, la fel de roșii, roșu de lavă, roșu de sânge, curge spre mine, aici, mai, mai, mai aici, și eu plec întâi calm, fără să-mi fie teamă, dar ea, ea se apropie, vine, mare, amenințătoare, parcă ar fi o ființă dintr-un timp pierdut în infinitul trecutului, care trezindu-se acum n-are altă hrană decât trupul meu. Aerul frige, vulcanul se scutuie, fugi, se trezește, se mișcă, se crapă și eu, eu, eu. Giono a fost singura mea dragoste împlinită. Astăzi, acum, o să cobor în inima vulcanului stins.
pentru că văd jos, dincolo de fundul oceanului, lumina de aici, de sus. Mă opresc pe prima treaptă a craterului. Prima. Gânduri despre om. Esența. A doua treaptă e gândul. Gândul pleacă, alungat de gând, și se întoarce, chemată de gând. Și acum, pe treapta a treia, la rând e nebunia. Cum să fii om când totul e fum? Cobor încă o treaptă, a patra, la rând, cum a curs, e regretul. Din toată tăcerea mea s-a născut cuvântul. Și încă o treaptă, a cincea, reproșul, nu-l pot rosti. Pe treapta a șasea e păcatul. Unde ar fi fost oare păcatul cuvintelor? A șaptea treaptă e pustiul, străbătut doar de unul singur. Geografia pământului, gândul e singur, dar strigătul trebuie tăcerea să învețe. A opta treaptă e dorul, cum să-l desleg? Iartă-mă, iartă-mă tu, că-s tulbur odihna, plutirea sau îngândurarea, dar în sângele meu ai lăsat marea tăcere din singurătatea tăcerii tale. Iar a noua e treapta dorinței, așa cum a curs spre final crezul. Care e numele ei? Mai este o treaptă. Ultima, o sumă a tuturor, acolo se naște. Hăul. Zbor cu aripile nimănui pe melodia tăcută a unui munte, ce perseverent vrea să-și ocupe locul în uluitoarea imensitate a cerului. Se împrăștie în univers și plouă constelații deasupra Exitei Doro. Povara-i grea, n-o să mi ajungă Sisif, nici chiar răbdarea ta. Oricât de vretnic m-aș purta, e timpul scurt
și arta lungă. Lăsând orice mormânt celebru, la fel ca un toboșar cernit, spre un dosnic cimitir pornit, inima-mi bate un marș funebru. Atâtea juvaieruri sunt uitate în beznă și în pământ, dormind pe veci, necercetate. Atâtea flori dau în zadar parfumul lor subtil și rar, în taină și în singurătate.